Ok, salut YouTube și mie mare că să nu vă cunoaște, sunt Taxi și vă comandești și Rușentan. Eu bine, băieți, azi o să facem o mică prezentare la codul pe care l-am, exact este Project. Nu este o promovare plătită sau așa, vreau eu pur și simplu să fac acest clip. Vreau să vă arăt că s-au băgat și obținut de troll, deci dacă vreți să cumpărați codul ăsta, se merită în momentul de față, pentru că e foarte bun dacă aveți de gând să vă faceți un canal de YouTube sau pur și simplu să trollați dacă vă place chestia asta. Numai să nu trollați pe FPT sau servere mari, în special FPT, pentru că FPT chiar nu merită. Deci, da, o să începem de la bun început. Da, deci mai pe scurt de ziua am mai făcut o mică prezentare la config-ul meu cam cum se treaba cu el. Dar dacă vreți să vă adăugați și opțiunile de troll, mergeți mai frumos la penultima opțiune. Apăsați aici, alegeți o tastă pe care nu o folosiți. După ce ați băgat tasta respectivă, o să vă pornească meniul din stânga. Aveți aici frumos players menu, aveți heal armor, uite cum o să-mi dau acum un heal și bam, frumos, mi-a urcat înapoi toată viața, pentru că văd că pe serverul ăsta îmi scade în continuu viața, dar nu are nimica. Puteți să vedeți la fel armură, puteți să vedeți revive, suicide, random outfit, bam, bum, și m-am făcut frumos. Vă puteți teleporta la waypoint, adică dacă vă puneți un waypoint, vă puteți teleporta, acum nu știu exact dacă merge chestia asta, pentru că eu când am încercat nu prea mergea, dar poate acum o fi rezolvat-o cum au adăugat opțiunea de troll. La fel aveți no clip, puteți să vă dați auto invizibil no clip și odată ce v-ați dat no clip, bam, acum puteți, gen o să fiți automat și invizibil. Aveți la fel fast run, care apare merge pe serverul ăsta. Fast swim la fel, nu mai are rost să vă mai zic. Invisible, pui mei te faci invizibil, dar e automat când pornește opțiunea asta, auto invizibil no clip. Aveți la fel auto heal, adică dacă vă luați damage o să primiți heal automat, cum o să fac și eu în momentul de față. Fake dead la fel, vă puteți preface morți, adică în ochii celorlalți, ca zic așa, o să aveți o să fiți morți. Infinity roll, la fel, pui mei, vă puteți da roll la stânga și la dreapta în continuu. No collision aici, gen să treceți pur și simplu prin mașini. God mode, văd că nu merge auto heal, respect, n-are nimica. Aveți la fel God mode, care puii mei, sunteți invincibili, semi-god mode unde sunteți destul de invincibili, dar nu foarte tare. Aveți la fel free cam, dar din free cam, din câte știu, nu puteți trage deocamdată. Player outfit la fel aici puteți, adică aveți mai multe opțiuni. Puii mei, de aici vreau să vă arăt acum cum stă treaba cu troll menu, pentru că despre asta e vorba în acest mai clip. O să mergem fain frumos la 5 băieți. Azi un pic să-mi pun și eu căștile pe casă, să vedem ce zic. O să mergem la Valley Spider ăsta. Și o să dăm doar, nu, de fapt o să mergem la șeful. O să dăm aici, fain frumos, un daily vehicle. Bam, și am șters mașina. Ai venit pe anunț, respect. Bun, ăla a plecat cu un clip, nu are nimica. Valley Spider, hai să vedem Valley Spider, cum o să explodez tu acum. Bun, și-am murit și eu și mi-am luat bani. Cam ăsta a fost o clip, mă băieți. Da. Cum se numește? Îmi place că băieții au adăugat chestia asta după clipul meu. Destul de interesant, dar mă rog, aveți la fel Explode Vehicle Loop, adică asta vă merge în continuu, dar trebuie să nu aibă anticit serverul, pentru că dacă are anticit o să vă luați bani foarte ușor. Aveți la fel Give All, unde bănuiesc că primiți toate chestiile astea, puteți să dați Drive Vehicle, puteți să vă spawnați în vehiculul respectiv, sau de fapt nu, puteți să spawnați un vehicul. Puteți să dați Drive Vehicle și dacă nu merge chestia asta, puteți dați Force Drive Vehicle și vă mut automat la volan. Vă puteți teleporta la player, să le dați spectate. Puteți să explodați vehicule safe, numai că nu prea cred că o să meargă, gen numai pentru, pui mei, cred că pentru clip sau abar n-am, chiar nu știu pentru ce chestia asta, explode vehicle safe. Așa, speed of vehicles, adică când un player e în mașină, puteți activa această opțiune, mai exact speed of vehicle, și o să meargă rapid gen și în ochiul și o să bage în toate căcaturile și pui mei poate să-i zboare. Și la fel aveți black hole mai pe scurt, atrage toate itemele, adică toate mașinile din jur atrage către o singură persoană, adică către persoana pe care o alegeți voi. Și da, nu cred că mai am altceva ce să vă arăt, o să-i dăm în continuare explode, poate merge, habar n-am. Dar destul de interesantă chestia asta, că o adăugat băieții de la Imperial. Bun, aveți la fel miss menu unde puteți să explodați toate vehiculele, dar da, aveți foarte mari șanse să vă luați bani. Puteți la fel să dați Force Steel Vehicle, adică să aveți animația respectivă din GTA 5 când vreți să spargeți o mașină. Și puteți la fel să explodați toți playerii, numai că e un risc ridicat, adică vă puteți lua bani foarte ușor. La fel, da, mersi să subscribe, te pup bro, dacă vezi clipul ăsta. Bun, după ce aveți la fel settings, puteți să schimbați cheile, apăsați F1 și vă schimbați cheile, sau puteți să dați Web Position și
Oxxif s-a abonat. Da, mersi mult de subscribe, vă vezi, vă pup, mersi mult. Da, încă unul, mersi, tot așa, vă pup. Clanul evaderilor s-a abonat. Da, și cam asta e toată prezentarea, mă, băieți. Nu am putut să vă prezint chiar toate, pentru că văd că băieții au updatat anticitul, ca zic așa, și văd că acum nu mai merge chiar atât de ușor. Dar dacă vreți să intrați pe server, de exemplu, nu știu, servere noi care nu au anticit deocamdată sau puii mei, puteți intra fain frumos. Aveți la fel un link în descriere, după când ne-am spus și la începutul clipului. Dacă vreți să-l cumpărați, desigur, puteți să-l cumpărați pe linkul din descriere, pentru că odată ce ating o sumă de oameni care își fac cont de pe linkul meu și cumpără la fel de pe linkul meu TZ Lifetime sau TZX Lifetime, eu primesc automat un referral și odată ce primesc referral, odată ce am la 5 referral, 10-25 de referale, o să pot să fac giveaway-uri cu cheiții de TZ Lifetime. Deci dacă vreți să obțineți acest canal, puteți să folosiți la fel linkul din descriere. La fel aveți și promo cu Doneba în descriere, unde puteți cumpăra jocuri super ieftine. Pe lângă asta, dacă vreți să vindeți skin-urile pe bani real, aveți linkul de la Skin Casher în descriere la fel, unde dacă accesați linkul primiți un 3% în plus. Deci da, cam asta ar fi clipul, băieți, sper că a plăcut, nu uitați butonul de like, subscribe, să cumpărați TZ-ul dacă doriți, nu sunteți obligați, la fel aveți și serverul de Discord în descriere și cu a fost Axel, băieți, și noi ne vedem data viitoare, bye bye, pa!